Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la mănăstirea Sfântul Ierarh Bretanion, de lângă localitatea 23 August. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Bretanion, episcopul Tomisului, care a fost cinstit ieri de Biserica Ortodoxă Română. Sfântul Bretanion, episcop de Tomis între 360 și 381, originar din Capadocia, ucenic al Sfântului Vasile cel Mare, ne dă o pildă de mărturisire a credinței și de apărarea dreptei credințe aici, la Tomis, și noi trebuie să-i purtăm chipul său atât de puternic înrătăcinat în credință, ca apărător al credinței și mărturisitor, și care nu s-a sfiat să înfrunte chiar pe împăratul Valens, care venise cu gândul să-l îndemne să schimbe credința. Cei prezenți au avut prilejul de a se închina la Racla cu un fragment din moaștele Sfintei Matrona de la Moscova, adusă de la Chișinău.